Bună ziua! Întâlnire mie astăzi onoarea de a deschide ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27 mai 2021, având delegate atribuțiile domnului primar, care în momentul de față este într-o deplasare la București. Pentru că mandatul de președinte de ședință al domnului Birozoica a expirat, trecând cele 3 luni pentru care a fost desemnat, vă rog să formulați propunerile pentru un nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Domnul Halache. Propun pe domnul Tudor Tufan. Alte propuneri? Nu se formulează. Cine este pentru domnul Tufan? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Domnul Tufan, vă rog. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor! Constat că suntem statutari și vreau să începem ședința Consiliului Local. Vreau să supun la vot ordinea de zi. Da, domnul Mladin. Aș dori să... Am inițiat un proiect, punctul 11, aș dori să retrag după ordinea de zi. Pentru că consider că sunt mai multe lucruri de discutat la sport. Și aș dori să fac o altă solicitare într-o altă ședință. Bun. Atunci punem la vot amendamentul cu retragerea. Cine este pentru? În unanimitate. Supun la vot proiectul, procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva abține. În unanimitate. Bun, atunci să trecem la proiectele noastre care avem pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii conturilor de execuție a veniturilor și cheltuielilor bugetul local al orașului Chișinău-Criș pe anul 2020. Inițiator primar orașului Chișinău-Criș, domnul Sorin Claviu Sperge. Dau cuvântul domnului contabil. Așa, după cum aveți și dumneavoastră în materialele prezentate, în baza legii finanțelor publice 273 actualizată, în fiecare an se supun și se aprobă conturile de execuție a bugetului local pe anul anterior, în 31 mai. Avem un sintetic în față, pe total venitul total cheltuieli pe cele trei surse. Aveți anexate situațiile financiare care sunt întocmite și depuse la Direcția Generală a Finanțelor Publice la Serviciul Bugetar, care sunt întocmite conform evidențelor contabile și a conturilor de execuție din trezoreria statului la sfârșitul anului 2020. Încasările, la fel, au fost făcute și plățile în baza bugetelor de venituri și cheltuieli, respectiv în bugetele inițiale și în bugetele rectificările intervenite pe parcursul anului. Din situația centralizată ce o aveți în față, probabil că vedeți și dumneavoastră o diferență de cifre. Așa, în mare pot să vă spun la venituri, pe sursele de venituri, că avem într-adevăr diferențe la câteva surse destul de mare. La capitolul 420265 avem o diferență, respectiv reprezintă finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, avem o diferență de 7.384.158.000 de lei, rezultat atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuială. Această sursă de finanțare se referă la reabilitarea uzinei de apă și rețele de apă din Chișinău-Criș,
Diferența aceasta este intervenită datorită faptului o mică parte din suma respectivă îi solicitată, dar nu s-a intrat la 31 decembrie 2020, facturilor reprezentat situațiile de lucrări la 31 decembrie 2020, iar o parte nu au fost solicitați, deci nu au intrat la noi pentru că nu au fost executate lucrările. La alt capitol, la 4802, avem tot așa un capitol sume primite de la Uniunea Europeană, precum și de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale în orașul Chișinău-Criș, având o diferență și aici de 1.011.128.000 de lei. Tot la fel sume nesolicitate, fiindcă nu s-au făcut lucrările, deci nu apare, noi am avut buget prevăzut, dar nu s-au făcut lucrări, nu am solicitat suma, nu s-a plătit. Deci apare și la partea de venit și la partea de cheltuială. La capitolul 040201, și aici avem o diferență destul de mare, la cotele defalcate din impozitul pe venit, am avut stabilită suma în buget de către Direcția Generală a Finanțelor Publice la ultima rectificare de 14.030.000 lei, din care s-a încasat doar 10.336.061 cu un deficit de încasare de 3.693.939. Această sumă este reprezentată din cota defalcată din impozitul la de plătitorii pe venit, din raza orașului Chișinău-Criș, adică unității noastre, și datorită, cred că, situației în care ne-am aflat anul trecut cu coronavirusul, au fost reduse foarte mult și salariile și chiar oamenii au fost lăsați acasă și se regăsesc toate acestea în deficitul despre care v-am spus. La veniturile proprii avem o sumă într-adevăr de 1.400.695 care merge în continuare cu rămășiță și se vor încasa, va fi trecută în 2028. La partea de cheltuială aveți situațiile financiare sunt întocmite la nivel de capitole, de subcapitole, de articole și aliniate. Acum, cum doriți dumneavoastră, este foarte detailată, exact așa cum ați avut în față, când probabil asta e mai nou un pic pentru dumneavoastră, dar ați avut foarte bine pentru bugetul care l-a făcut. Pentru cei care sunteți noi și aici sunt toate, sunt prevederile bugetare inițiale, prevederile bugetare definitive, adică ultima rectificare și plățile. Pe total an 2020 ne-am închis cu un excedent de 3.843.102,16 pe sursa A, pe sursa E cu 97.913,90, sursa A la bugetul local din anul 2020 avem un excedent doar de 682.437 și cu un excedent din anii precedenți de 3.160.665, total excedent 3.843.102. Tot așa și la sursa E, pe anul 2020 am avut 18.184 și din anii precedenți 79.729. În situațiile financiare sunt și unitățile de învățământ, cu finanțările care le primesc de la inspectorat prin noi, adică cheltuiala pentru întreținerea pe costul de elev, bursele care sunt date de la noi, suportate din bugetul local aprobate de la noi, transportul cadre didactice și cheltuielile care s-au efectuat de noi la capitolul învățământ, respectiv cheltuieli de investiții, adică reparații la clădiri sau ce au mai fost și dotări, dacă au fost în anul 2020. Sursa G este sportul, care este prima oară la noi în bugetul local, adică din 2020. Apare ca și activitate la sursa G. Are exact, a avut credite 2.125.000 de lei pe anul 2020,
S-au făcut plățile de 2.115.883, atât plăți cât și încasări. Deci la ei nu s-au închis cu nimic, fiind încasările toate de la noi, de la bugetul local, doar cât au avut nevoie, au fost transferate de la bugetul local. Cum doriți despre detailat, dacă mai doriți? Deci, de fapt, situațiile financiare se depun spre aprobare în contul de execuție și situațiile financiare. Da. Așa, după cum am spus, toate au fost făcute în baza hotărârilor de buget local, nu s-a făcut, n-ai avut cum să faci plată să nu fie aprobată în Consiliul Local. Încasările la fel. Încasările puteau să fie mai mari față de buget, dar din păcate... Nu au fost. Nu au fost. Mulțumim. Dacă colegii au întrebări, sau ceva de menționat? Domnul Dumitar? Din expunerea doamnei contabile, într-adevăr, acum poate e tardivă treaba pentru noi, dar consider că s-au depus, respectând legea 273, cu toate articolele care 42, 54, articolul 3, care ceea ce ne-a spus prevede, inclusiv transparența, inclusiv 57. Deci o luăm de bună, nu știu, bugetarii până ce dată depun la finanțe? A, noi am depus, deci... Nu, până ce dată se depune normal față de finanțe? Deci în februarie. Avem dată, ne vine dată trimisă de către data de, sunteți programați cu darea de seamă. Da, darea de seamă de, însemnând față de data astea care le-am adus, ce le aveți dumneavoastră în față. Da. Și considerăm că sunt toate rezultatele, indicatorii și costurile în ceea ce dumneavoastră ați prins aici, graficile de finanțare, eu mi-am notat câteva, descrierea proiectelor, dacă au fost proiecte și așa mai departe. Lista de investiții. Da. O întrebare aș avea numai în cazul ăsta, în cadrul unor discuții am avut ceva situații de notificare pentru cei care au fost la clubul sportiv handbal și au venit spre primărie sau spre clubul sportiv. Dacă ne puteți spune ceva despre sumele respective, că am înțeles că trebuie să le plătim ceva la fetele care au fost sportive aici. Nu știu. Am avut să chiar astăzi venit de la mine, scuze-mă, Florin, acum, că la chiar m-am uitat și n-am apucat să mai merg la tine, de la una din fetre, nu, de fete vorbește, domnul. De fete, chiar de fete. Chiar am avut una de la Gaiu, Diana, Diana sau așa ceva, pe masă la mine, de la corespondență, au venit astăzi. Atât din partea lor, jucătorilor, jucătorilor de handbal, trecute prin Comisia de Memorii și hotărâri ale Comisiei de Memorii și sunt și alte solicitări sau somații de plată din partea unor prestatori de servicii. Alea sunt înregistrate, le-am avut înregistrate, sunt prinse în situațiile financiare care sunt depuse la dumneavoastră, adică în balanța lor, ca și datorie la furnizor, cam am avut discuția, alea care le-am tot dat. N-am luat-o cu mine, dar am mers să o aduc. Informativ, am fost dați, noi Consiliul sau Sportul, dați în judecată și ori câștigat ceva sume, pe lângă drepturile de contract și așa mai departe. Asta, nu știu, spun. Da? Da. Puteți ca să ne informați cu ce sume? Nu în judecată, ci la Comisia de Memorii, care are competența să soluționeze solicitările acestea pe baza contractelor pe care fetele le-au avut încheiate cu clubul și care au încetat cu data de 1 ianuarie 2021, așa cum s-a notificat către Comisia, către Federația de Handbal. Știți că noi am comunicat retragerea secției de handbal din Liga Florilor. S-a luat act de către Federație cu 1 ianuarie 2021, motiv pentru care fetele și în urma discuției pe care am avut-o chiar aici în sala de ședințe cu dumnealor vis-a-vis de încetarea acestor contracte pe care noi o doream bilaterală și amiabilă, s-a făcut o încetare unilaterală pentru că nu au fost de acord cu soluția pe care noi am promovat-o, ca atare au atacat
încetarea acestor contracte la Comisia de Memorii și le-au fost aprobate sume până la 1 ianuarie 2021, nici de cum sume care să acopere întregul contract, unele dintre ele aveau contracte cu valabilitate până în luna iunie, permise 2021. Da. Deci sunt drepturi salariale, doamne, putem spune drepturi salariale, indemnizații sportive până la 1 ianuarie 2021. Da, noi putem. Ne-am dat lor la ultima acum subiectul este altceva, fiindcă acolo s-a greșit. Lasă că subiectul de discutat, că le-au extins de noiembrie. Ține și de treaba asta, deci nu-i chiar altceva. Domnul Dumitraș, dacă îmi permite și mie. Da, numai puțin ca să termin. Ei, dacă ni se poate face un mic raport de către dumneavoastră și cu situația asta financiară care există la nivel de fete și așa mai departe, ce mai avem de plătit, ce s-o plătit și tot așa dacă cumva, nu știu, jurista unității a fost chemată sau nu a fost chemată ca să dea anumite sau să apere, cum s-ar zice, primăria, interes, punctul ăsta de vedere. Fac referire exact la execuția bugetară. Nu face obiect execuției bugetare, ci a unor sume care ar putea fi plătite în cursul acestui an. Deci nu e execuția bugetară cuprinde sumele până la 31 decembrie, încheiată anul trecut. Dar se poate face acest raport fără discuții. Da, da. Vă rog, dacă se poate, un raport să-l avem toți și să știm despre situația asta. Domnul Vlad. Mulțumesc. La domnul Dumitraș aș vrea să-i dau mulțumesc frumos că a adus aminte de fetele de la handbal. Și de-aia vreau să inițiez comisia asta pe sport, să vedem exact toate problemele care sunt, pentru că nu s-au rezolvat. Și sper că la viitoarea ședință, ca toată lumea să fie de acord, să facă această comisie. Și să vedem. Bun. Mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții sau întrebări legat de execuția bugetară. Dacă nu, atunci o să pun eu la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, în unanimitate. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii la nivelul anului 2020 a prețurilor, tarifelor și taxelor de piață percepute în anul 2021. Inițiatorul primar Ovarăscu, domnul Sfântul. Discutam și la ședința comisiei faptul că executivul propune menținerea acestor prețuri la nivelul anului 2020 și de fapt și al anilor precedenți, pentru că nu au fost modificate, ținând cont în special de gradul de afectare a micilor comercianți, a producătorilor agricoli din cauza pandemiei, ținând cont de faptul că am reușit o reorganizare a pieței în sensul creării pieței mixte de pe strada Dragoș Bodă și a menținerii pieței agroalimentare în piața Damiancu, cu o mult mai bună organizare a locurilor din piață și a comercianților care pot să le ocupe. Este și domnul Gale prezent, administratorul pieței, dacă apreciați că se impune lămuriri. Avem și raportul de specialitate aici, din partea domnului Gale. Dacă dânsul vrea să-i spun ceva. Domnul Gale. Da, eu salut faptul că se marșează pe aceleași prețuri, cu cât viața țărană nu e așa cum este. Vreau să știu exact dacă aceleași îndeșniri care au fost prin hotărârea noastră se aplică numai pentru locuitorii din Chișinău și Nătap sau și pentru cei din împrejurul? Vreau să zic la agroalimentară, nu la... La agroalimentară. Erau gratuit. Nu numai pentru cei din Chișinău și din Nătap. Atât. Da, mulțumesc. Care sunt producători. Agroalimentar. Care are certificatul de producător. Da. Da, mulțumesc. Asta vreau să știu exact. Da. Aia este, așa ceva. Restul își plătește. Da. Fiecare. Bun. Mulțumesc. Dacă cineva mai are întrebare în prezenție? Numai dacă domnul Gara vrea să ne mai spună ceva. Păi,
Dacă aveți ceva întrebări, puteți să-mi puneți, deci vă stau la dispoziție. Nu am nimic împotrivă. Vă pot spune încasările, aproximativ cât au fost pe primul trimestru și până în momentul de față. Am spune-ți în atunci, dacă deci, aveți o situație sau? Da, am o situație. Pe primul trimestru s-au încasat de la producători și de la persoane fizice o sumă de 33.870, deci 330 pe primele trei luni. Iar în următoarea lună jumate s-a încasat mai puțin, având în vedere că au fost o perioadă de o lună de zile, o lună și o săptămână pandemie, 14.800, deci în jur la 48.700 ar fi cam total. 148 de milioane s-au încasat până acum, pe ultimele două luni. Deci în jur la 50 de milioane. Da. În primele 5 luni. Sperăm că probabil până la sfârșit să trecem de 1.000.000-1.100.000 dacă ne ține să nu fie pandemie. De la, mă refer, de la persoane fizice și de la cei care sunt în piață tot agricultor, n-au fost o lună, dar dacă vor fi din fiecare marți, probabil că cât vor fi. Mulțumim, domnule. Cine este pentru? Împotriva, abținere, în unanimitate. Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de închiriere pentru locuințe ANL numărul 1604 din 23.02.2021, titular Popa Lucreția, în acordul de voință al părților. Inițiator primar orașului Chișinău. S-a primit o solicitare din partea doamnei Popa Lucreția pentru a înceta acest contract prin acordul părților, întrucât dumnea ea dobândit în proprietate un imobil și ca asta le apreciem că se impune încheierea unui act adițional prin care acest contract s-a solicitat. Da, avem și cererea doamnei Popa Lucreția, zicem. Nu. Cine este pentru? Împotriva, abținere, în unanimitate. Mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pași aflate în proprietatea privată orașului Chișinău-Criș, inițiator primar orașului Chișinău-Criș. Domnul Claudiu Schiavone. Față de solicitările formulate în luna martie acestui an, în care s-au modificat contractele de închiriere a pașiștii prin renunțare de către unii dintre fermieri și acordarea celor suprafețe altora care au venit cu solicitări noi, am primit în această perioadă de două luni încă 5 solicitări de închiriere a pașiștii de la fermieri locali. Având în vedere că există suprafața necesară pe care aceștia să-și poată desfășura activitatea și care să poată fi închiriată în temeiul Ordonanței 34, propunem ca aceste suprafețe de pajiști să fie acordate prin închiriere crescătorilor de animale. Da, avem și referatul compartimentului agricole aici, în cerele. Și Comisia de Urbanism a dat favorabil. Deci, ca tare. Dacă mai sunt alte întrebări, alte intervenții, mulțumesc, punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, în unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlul de concesiune asupra terenului situat în orașul Chișinău-Criș, strada Nicolae Iorga numărul 48, înscris în CF numărul 301.783, Chișinău-Criș, în favoarea lui Bădeanu Ada Maria, dobânditor al dreptului de proprietate asupra construcțiilor notate sub A1-1, numărul cadastral, număr topo, 301.783 CI, inițiator primarul orașului Chișinău-Criș, domnul Claus Gheorghe. Este o procedură instituită prin prevederile legii 50/1991, care prevede ca proprietarului unor construcții edificate asupra unui teren cu titlul de locuință să fie concesionat terenul aferent acesteia
În situația de față, terenul a fost concesionat doamnei Codreanu în temeiul contractului de concesiune încheiat, dacă nu mă înșel, în anul 1997. Doamna Codreanu a decedat și prin succesiune transmite fiicei dumneai Codreanu, Ada Maria, dreptul de proprietate asupra construcțiilor, urmând ca noi să primim, am primit de fapt o solicitare din partea dumneai pentru transferul acestei concesiuni ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate. Se încheie un nou contract de concesiune, iar redevența datorată se transferă în nou proprietar. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări, dacă nu sunt până la vot, cine este pentru? Potriva abținerea, cu mulțumim. Unanimitate. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlul de concesiune asupra terenului situat în orașul Chișinău, Griș, strada Elie Măduță numărul 6, înscris în CF numărul 301.048, Chișinău-Griș, în favoarea lui Petran Paul, dobăditor al dreptului de proprietate asupra construcțiilor notate sub A1.1, număr cadastral numărul 8, 301.048, C1, inițiator primar orașului, domnul Florus Chiaroș. Este o situație asemănătoare, nu similară, datorită faptului că dreptul de proprietate asupra construcției a fost dobândit prin sentință, rămasă definitivă, așa cum reiese și din materialele depuse în fața noastră. Actualul proprietar al construcțiilor este Petran Paul și a dobândit dreptul de proprietate prin sentință pentru că inițial încheiase un contract sub semnătură privată cu proprietarii de la momentul respectiv ai construcțiilor, cu cei care au avut și autorizația de construire. Pentru că nu s-a încheiat un act autentic în termenul legal, domnul Petran s-a adresat instanței, a obținut dreptul de proprietate asupra acestor construcții, fie că s-ar încheia, conform dispozitivului sentinței, un contract în formă autentică notarial, dacă nu, această hotărâre ține loc de act autentic și se poate face transferul dreptului de folosință la rata concesiunii. Da. Dacă aveți întrebări, avem raportul specialitate, avem sentința atașată. Cel de-a domnului Petran. Supun la vot cine este pentru. Potriva abținerii, unanimitate. Mulțumesc. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrării extindere, conductă și branșamente garde naturale, presiune redusă, beneficiar TCE în stadiul UPSRL, pe teren proprietatea orașului Chișinău Priș. Inițiator primar orașului Chișinău, Sănătate Chiaroș. Este o lucrare de extindere a rețelei de gaze naturale, aferente străzii Deliciu. Prin proiectul de hotărâre supus aprobării, am stabilit ca obligația aceea de a se respecta în tocmai prevederile din autorizația de construire, sub sancțiunea retragerii acestui acord. Da? Dat fiind că este lucrare pe domeniul public, Consiliul Local, în calitate de reprezentant al proprietarului orașului Chișinău-Griș, emite sau nu acest acord în funcție de oportunitate. Da, avem raportul de la urbanist. Numărul tehnic. Dacă aveți întrebări, Nu întrebări. Numai aș dori și aș accentua ca execuția acestor lucrări să fie urmărită de tehnicianul de la primărie, astfel încât acest constructor să redea strada exact în condițiile în care a fost predată. Fiindcă ne trezim după execuție că nu sunt tatările făcute corect la șansul care este, pune pavele sau mai știu ce sunt acolo și apar toate numai de nivelări, numai val. Ca tare, să fie, eu știu, să fie urmărit, chiar dacă au un dirigente de șantier sau ce au ei acolo, dar nu i-au măsă dirigentele de șantier. Și de tehnicianul care răspunde la primărie să urmărească tasarea, în primul rând tasarea pământului după ce au fost executate săpăturile. Mulțumesc atât, am mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, să întrebeți, domnul Mitraș? Dacă ne mai lămâniți odată cu racordurile, că era discuții. Unii trebuie să plătească racordurile de la conducta de gaz până la casă,
auzeam că nu trebuie plătite. Care-i legea normală? Care este stare de fapt? Se deprindă murită, nu sunt nici eu. La extinder de rețea, acolo trebuie plătit și se, este o limită de 5 ani în care proprietarul care face pe banii lui extinderea de rețea primește banii înapoi. În principiu, da. În principiu așa, se rambursează în termen de 5 ani. Ce garanții sunt ca prevedere legale care sunt în vigoare în momentul ăsta vor fi și peste 5 ani, nu știm. Da. Dar în momentul ăsta așa e. Ca branșament simplu nu mai trebuie plătit, doar la extindere de rețea. Auzeam, a venit acolo la mine. Sunt în situația asta la noi, la piață. Și de aia probabil că atâtea legi că da. Deci ne depășesc și nu mai știm de multe ori ce și cum. Dar bine, mulțumesc. Bun, să punem la vot. Cine este pentru? Potriva abținere, în unanimitate. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare a orașului Chișinău Gliș. Inițiator primar al orașului Chișinău Gliș, domnul Sărbunzale Stăreșe. Da, aici cu eram de apare cu o lămurire vis-a-vis de eventuale facilități fiscale care pot sau nu pot fi acordate beneficiarilor acestei distinții. Regulamentul impune sau propune, de fapt, ca facilități o serie de reglementări care sunt prevăzute în norme juridice existente. Se înțelege de aici că ar putea fi considerate facilități fiscale și acelea de la scutirea taxelor și impozitelor locale în condițiile în care acestea ar fi prevăzute în codul fiscal. Nu sunt reglementate în mod expres în codul fiscal. Nu sunt reglementate nici ca putând fi acordate, nici interzise. Ca și apreciere personală și din discuțiile pe care le-am mai purtat cu colegi, este de evitat o asemenea reglementare printr-un regulament al Consiliului Local, în condițiile în care nu este expres reglementat într-o normă juridică. Bun, mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări, domnul Zăuclean. Am uitat aici pe proiectul de hotărâre și nu există avizul de legalitate pe acest proiect de hotărâre. Da, domnul Zăuclean, având în vedere că eu am redactat proiectul de hotărâre, credeți-mă că îmi pun și semnătură pe el. Că nu zic că nu-i semnat. Probabil că mai aveți și altele pe acolo care nu-i semnat. Nu, asta l-am găsit. Da. Și atunci? Să nu ne-ați dat... Să rămâne la momentul vechi, cum ați venit. Rămâne pe varianta de a acorda această distinție din cadrul festiv, de a onora persoanele cărora le acordăm această distinție, de a invita să participe la ședințe festive, la ședințe în care se discută subiecte deosebite care privesc activitatea din Consiliul Local sau care privesc chestiuni de importanță majoră în activitatea noastră și a orașului. Eventuale participări la evenimente pe care le desfășoară orașul, eu știu că pe viitor, dacă situația cu pandemia ne va permite să facem tot felul de evenimente culturale, artistice, sportive, la care să poată participa ca reprezentant în numele orașului. Dar pe moment o altă reglementare nu cred că e oportună și nici legală. Dacă se va reglementa pe viitor, într-un alt sens, putem modifica oricând acest regulament al Consiliului Local. Mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții, întrebări? Dacă nu, se punem la vot regulamentul. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Chișinău Gliș, domnului profesor Ciona Dianoș, inițiator, domnul consilier local, Viro Zoltan. Dacă doamna se dă, nu știu cum ceva zică doamna. În susținerea atașată proiectului de hotărâre, vedeți activitatea desfășurată de domnul profesor și motivele care au condus la propunerea acestuia ca cetățean de onoare al orașului Chișinău-Criș.
susținută de către doamna Sime Iudit, actualmente profesor local în Școlii Gimnaziale Podureni și, bineînțeles, de către inițiator, domnul consilier local Bilozolga. Bun, mulțumim. Dacă aveți întrebări referitor la acest proiect, dacă nu se pună vot, cine este pentru? Potriva abținere, unanimitatea. Și proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Chișinău Cluj, doamnei profesor Mădiuț Stela, inițiator domnul consilier local Mladin Adrian Marcel. La fel, asum tot eu cuvântul și aici, pentru că am făcut-o și la proiectul anterior, chiar dacă inițiatorul este în sală de data asta. Cunoaștem cu toții și activitatea doamnei profesor Stella Mătiuț, atât în calitate de profesor, cât și în calitate de publicist. Lucrările pe care le-a elaborat și le-a publicat cu privire la orașul nostru, monografia orașului Chișinău-Criș, cred că sunt edificatoare. Îndreptățește. Da, îndreptățește, exact, asta e mulțumim frumos. Dacă sunt intervenții, domnul Dumitraș. Aici cred că sunt în măsură ca să apreciez și eu ceea ce domnul Nadin într-adevăr a propus. A fost un profesor și cred că rămâne într-adevăr unul dintre profesorii care mi-a marcat. A fost profesor în localitate, la Filu. Eu cred că pe vremea aceea a fost o profesoară care, la rândul nostru, noi am zis că e rea, fiind elevi. Dar cu timpul mi-am dat seama că ceea ce e rău, câteodată e bun, și ceea ce e prea bun, câteodată e rău. Într-adevăr, a muncit foarte mult, cunosc situația când a elaborat cartea despre Chișinău-Criș, o cules date, a fost cunoscută inclusiv în Parlamentul European, prezentată de către domnul europarlamentar pe vremea aceea Matula. S-a făcut chiar un simpozion la Căminul Cultural, după câte mi-aduc aminte, așa, cu cetățenii orașului și cred că va rămâne o carte, am și cumpărat mulți această carte sau am primit-o, și cred că va rămâne, cum s-a zice, o carte care va dăinui în orașul nostru. Eu în continuare îi doresc doamnei profesoare, ca așa îi spun, multă sănătate, putere de muncă, să ne mai reprezinte cât Dumnezeu îi mai dă putere. Mulțumesc! Da. Mulțumesc. Suntem în asentimentul noastră. Mulțumesc! Supunem la vot proiectul, dacă mai sunt alte intervenții, cine este pentru? Propriu va obține unanimitate. Cu 16 voturi. Cu 16 voturi. După două. După bun. Mai avem punctul diverse. Da, vreau să vorbesc și eu după ce se termină cele de intervenție. Da, vreau să spun și eu la diverse că sâmbătă avem un concurs de tenis de masă. Copiii care sunt la sala de sport, în vasă tenis de masă, sâmbătă la ora 16 va avea un concurs. Vă așteptăm pe toți. Cu cine? Pe toți. Cu cine? Cu ce formă echipă concursul? Va fi între ei. Între ei. Atunci asta e... Nu, vin câțiva și din Arad. Vin și din Arad, de la CSM. CSM Arad cu CSM Cris, sau cum se numește. Deci dar trebuie să fie două echipe care se confruntă. Eu așa înțeleg concurs. Că jucăm noi între noi, eu ceva. Este primul lor concurs. Numai puțin. Este primul lor concurs. Și cred că este și așa un fel de tatonare a competițiilor. Nu am vrut să intrăm direct în verba aceea tumultoasă și așa au decis profesorii. Deci vin și de la Arad câțiva copii, plus că, din câte am înțeles, având în vedere că se susține concursul în interior, sunt și anumite restricții. Deci nu putem vorbi despre o aglomerare foarte mare de competitori. Așa dacă era vorba chiar de copiii noștri, sunt aproape 40 de copii. Da. Atunci, dacă se face un concurs, ceva. Poate să facă un concurs de selecție. Că tot să vorbim de elită și de pluton. Atunci se poate stabili elita 5, 7, 10,
care sunt mai valoroși, pe care să se marșeze la greu ca să facă performanță, iar restul în sport de masă, sau cum vrea să fie. Exact ce am spus și la comisii, că trebuie să ne ocupăm de câțiva, 4, 5, 6, care deja joacă foarte bine și să le acordăm mai multă atenție, mă rog, având în vedere că profesorii au și cerut un sprijin, dar asta mai rămâne de discutat între noi și vom vedea. Eu zic să veniți sâmbătă. Sunt foarte frumos și merită să, să mergem să-i susținem. Da, la ora 16. Dacă doamna secretară? Da, ce voiam să întreb, sau să clarificăm de fapt. În luna decembrie anului precedent s-a aprobat prin hotărâre de Consiliul Local tabloul taxelor și impozitelor locale, care cuprinde inclusiv anumite taxe speciale percepute pentru serviciile primăriei. Am înțeles că ar exista o inițiativă din partea unora dintre domnii consilieri locali de a modifica această hotărâre în sensul de a introduce noi taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor? Nu, corect. Că primarul sau secretarul ați trebuit să perceapă taxă pentru oficierea acestei căsătorii? Din cont, dacă eronată, informația, mă rog, vă rog să clarificați, dar cel puțin în ce mă privește așa, am înțeles că ar trebui perceput o taxă. Nu știu. Dacă apreciați ca oportun, vă rog, nu știu. Pe cine consideră să spună? Dar nu știu cine a... Exact. Domnul Sărmăneanu, am înțeles că dumneavoastră ați susținut că ar trebui perceput o taxă. Da. Nu, că sunt zvonuri, nu există. Sunt zvonuri că din contra ar trebui stimulat. Cât mai fără discuție. Familia să fie că nu este oportun să perceapă asemenea taxe, nici pentru fericirea și nici pentru necazul cetățenilor noștri, așa că nu avem taxe speciale pentru așa ceva. Nu știu, domnule, nu au primat. Și eu. Nu. Probabil că au fost ceva. Toate au fost ceva. Dacă dintr-o dumneavoastră mai aveți careva la diverse ceva, la diverse, am mai ridicat o dată problemă, nu știu, referitor cu cimitirele. Dacă se gândească și ceilalți colegi, dacă este oportun să avem, nu știu, un serviciu, un birou de administrare cimitirelor. Pe lângă faptul ăsta, nu știu cine se ocupă sau dacă noi trebuie să ne ocupăm primăria de cimitirul, de parcul a eroilor care e în cimitir. Acolo sunt plin de pomișori, nu se mai îngrijește acolo nimica. Știți cum e lumea, ba mai aruncă acolo câte un sac de ceva, ba nu știu ce. Poate că ar fi de urmărit, da, să zic, și modul cum se adună petroaile alea care se sparg și se aruncă pe la căpătâiul altuia, sau, nu știu, ceva ar trebui. Într-adevăr, delicată discuția, mai ales că ea trenează din martie 2020, de când Parohia Ortodoxă 1 a formulat o solicitare către primărie, prin care renunța... prin care renunța cumva la administrarea cimitirului. La momentul respectiv, în formula în care era Consiliul Local, nu s-a adoptat o hotărâre prin care să se retragă acest drept de administrare conferit printr-o hotărâre de Consiliul Local Parohiei Ortodoxe 1, ciudat, deci numai Parohia Ortodoxă 1 avea această hotărâre de Consiliul Local. Așa că administrarea cimitirilor în momentul de față este haotică. Nu administrează în ce privește ordinea și curățenia primăria, pentru că primăria a fost singura care s-a implicat în sensul ăsta. Este și un haos în ce privește alocarea locurilor de veci, pentru că nici parohia nu mai știe în ce situație este. Da, nu există situația, am înțeles. Așa că, da, ar trebui reglementată înființarea unui serviciu de administrare a cimitirilor în subordinea Consiliului Local, s-ar face printr-o suplimentare a numărului de posturi în prezent aprobat la o limită de 84. Crearea unui serviciu cu personalitate juridică ar evita situația asta, dar eventual ar fi oportun să fie creat și cu alte atribuții, nu doar pentru cimitire. O altă variantă este cea adoptată de parohia de Biserica Catolică și Reformată, care, din câte știu eu, au desemnat câte o persoană care se asigură curățenia în cimitir,
în cele două, și cel din Pădureni și cel din Chișinău-Criș. Da, eu vorbesc de toate cimitirele. De toate discutăm, absolut. Da, și Nădav și... În Nădav, la fel, există o persoană desemnată din partea parohiei care se ocupă de curățenie. Deci, va trebui reglementată la nivel întregului oraș. Bun. Deci să facem un proiect de hotărâre în acest schimb, în acest scop? Va chiar o discuție, am mai avut această discuție și înainte și s-a propus și către domnul primar să avem o discuție cu reprezentanții fiecărui cult. Da, eu am mai ridicat și înainte de buget. Pentru că este edificator să vedem punctul de vedere al parohiilor în sensul ăsta și modul în care dumnealor văd modul de administrare inclusiv al locurilor de veci. Adică nu ne putem rezuma doar la a efectua curățenia în cimitire și să fie doar asta partea de administrare, ci va trebui să vedem cum se administrează locurile de veci. Există o evidență a locurilor de veci pe care o ține biserica de foarte multă vreme. Asta trebuie să rămână așa cum este și să meargă în continuare, pentru că oarecum merge în paralel cu registrele de stare civilă pe care noi le avem în păstrare. Și ne putem verifica într-o atare situație. Deci, de-aia ziceam, e delicată. Ar trebui să existe o discuție prealabilă cu cultele și după aceea să se ia o hotărâre la nivelul Consiliului Local. Și când să purtăm această discuție? Haideți acum să și lămurim, că timpul tace și trece și cam o lună, două. Între timp, nu putem să solicităm ajutor celor de la social în vederea curățeniei. În sensul că o persoană la un cimitir întreg e cam depășită. Cunoașteți că cel puțin în ultimele luni s-a făcut curățenie cimitire. Avem și acele locuri unde se depoziteze coroane și diverse deșeuri să nu mai fie aruncate peste tot. S-a menținut curățenia cu ajutorul personalului pe care noi îl avem la primărie și cu cei de la ajutorul social și am reușit o mult mai bună organizare a lor față de perioada precedentă. Asta zic, să continuăm așa până luăm o hotărâre clară, normal, cât mai repede. Da, și să cunoască și cei care, de exemplu, își fac tot felul de aranjamente la mormântul fiecăruia, dom'le, cine, unde duce morozul de acolo, să nu-l lase sau lucrează, rămâne acolo tot felul de grămăjoare de nisip, rămâne pietre sparte aruncate la vecinul. Deci, ar trebui cineva, un om desemnat sau un serviciu care să urmărească ce se întâmplă acolo, pe lângă și acordarea locurilor de veci. Acum, pentru că am tot abordat și problema asta cu locurile de veci, da, unii se extind pe 4 locuri, cu 2 morminte, alții n-au loc. De asta vă spuneam. Și zate aiurea locurile da, de veci. Da. Eventual, nu se pot aloca și acolo niște camere de luat vederi și cine aruncă să se aplice amenzi. Cine aruncă deșeurile în locurile nepermise. În cimitir, zici? Poate că în cimitir. În cimitir, în cimitatea omului. Vorbeam de... Domnul Sărmărean? Da, în legătură cu strada Teilor. Aș ajută dacă era domn primar aici să întreb. Când o va aduce la forma inițială? Pentru că acolo lucrează două firme. În fața la farmacia domnului Mălăieș, a lucrat o firmă care o săpat groapa, o stupat-o la loc, nu a făcut nimic, dar parcarea nu mai rezolvat-o, pavajul a rămas grămadă acolo lângă ăsta și încă una care o rezolva problema. Care o repara ce făcuse prima, ceva de genul ăsta. Da. Prima societate ne-a lăsat într-o situație extrem de dificilă, chiar în toamna anului trecut, cu o groapă imensă pe strada Teilor. Invocând motive că soluția tehnică nu era favorabilă, că nu-i potrivită situației locului. Între timp am contractat o altă societate care a rezolvat tehnic problema printr-un bypass, din câte am început eu tehnic, nu știu să dau explicații, dar mă rog, ca și idee am început. Ca să vedem că legăm înfrățirii de Taylor. Contractul este încă în vigoare. Nu, pentru că mai au de refăcut strada la forma inițială. Recepția se va face abia după refacerea străzii. Discuția era și vis-a-vis de faptul că încă se tasează. N-am vrea să aducem trotuare și asfalt la final și să ne trezim după aceea cu fisuri.
Ăsta e riscul. Aia din față de la farmacie puteau să facă deja, cred că, parcarea. Da, asta nu trebuia făcută, nu știu, deci face utilaje, în sensul că nu mai sunt utilaje la fața locului mari care să taseze zona. Sau o tasăm noi cu mașina sau la ce se referă? Nu, nu se respectă tehnologia. Asta e, nu se respectă. Pentru că în felul ăsta o să stea așa mult și bine. N-au niciun termen? Au termen de finalizare, nu știu cum exact. Știu sigur să vă spun că este în vigoare contractul, pentru că am avut o discuție împreună cu domnul primar, împreună cu domnul vice și domnul administrator public exact pe tema asta, săptămâna trecută. Depinde dacă mai au de încasat sau nu și cât mai au. Că dacă au o sumă foarte mică, în cote îi doare. Depinde acum, nu știu. Păi nu știu. Firma care nu a făcut nimic. Păi dacă, nu, respectă, dacă nu respectă prevederile contractuale, putem întoarce multe valori. Păi banii trebuie recuperați. Și la revedere, nu semnează recepția. Da. Care, spuneam că nu semnată încă recepția oricum. De finalizat. Nu-i vorba că... Domnul Mladin? Am înțeles că nu mai avem electrician la primărie. Da. Sunt mai multe sesizări. Nu sunt becuri pe străzi, altele arse, altele sparte. S-au comandat becuri, da. Știu că sunt venite becurile, doar că nu trebuie ce facem. Nu. Nu se pentru iluminatul public da. Există un contract de prestări servicii cu o societate care furnizează aceste servicii, fiind chiar obligatoriu prin normele institui de... Deci avem obligație față de ANRSC să avem acest contract. Așa că, oricum, nu electricianul primăriei... Păi bun, și la câte becuri trebuie să adune ca să vină să le pună să acum? Nu. Vădăresc că nu vin pentru două becuri. Probabil că au periodic. Dar periodic și la solicitarea noastră, sigur că nu i-am chemat pentru că n-aveam becurile. Deci, eram condiționați de obținerea lor. Dar cunoaștem, au fost nenumărate sesizări într-adevăr și de aceea s-au comandat becurile ca să putem înlocui. Să nu uit. Scuze. Ce mai, da. Da. La Nădav, pe calea Radului, se plâng, mă rog, se plâng. M-au anunțat niște persoane care locuiesc în zonă că sunt foarte mulți câini, copiii au probleme să iasă pe stradă, le frică, câinii devin agresivi, nu știu, se pot aduna sau... Câini vagabonzi, da. Am mai discutat, o să ridic și eu, da. Numai la Nădav, dar și peste tot. Criș. Sunt trei persoane cu care dimineața nu ca și justificare, pentru că nu are sens să ne justificăm, pur și simplu trebuie să luăm măsuri în situația asta, dar de câte ori chemăm firma care îi adună și îi duce la cei de la ecualizări, a doua zi apar alții. Nu e justificare, n-am înțeles. Aia le-am spus și eu că degeaba, adică nu-i degeaba că vin, dar oamenii care aruncă continuare, nu sunt camere la intrare și la ieșire din localitate, ca să vedem cine aruncă, cei câini, sau dacă tot avem camere. Nu aruncă acolo. De exemplu, eu am văzut care te arăt pe mine. Vin în piață, o descris por, bagajul sării, câinile s-au dus. E bun. De ce n-ai făcut poze la număr de matriculare? Da, la numărul de matriculare, la mașină. Deci, nu știu, ăsta e un fenomen foarte... Nu m-am gândit. Îți dai seama. Bine, o sărit, por, bagajul, tuniu. Totuși, cred că există camere. Sigur, cei care vin mai mult se aruncă la intrarele și le din localitate. Și era un câine frumos, dacă îl prindeam, poate eu îl luam. Nu mai am luat patru de pe stradă, deci e ok. Nu știu, e un fenomen, nu știu cum ar putea fi combătută chestia asta. Vreau să întreb și eu dacă este niște informații, măcar aproximativ, când va începe campania de combatere a țânțarilor și de insecte. Suntem pragul verii și, zice așa, domnul primar, o fi acțiune comună cu... Da, și-au și apărut. Da, așa ne dorim ca acțiune comună cu celelalte localități, tocmai pentru eficiență. Noi suntem în procedura de contractare a serviciilor pentru dezinsecție. Dezinsecție, deratizare, DDD, ca așa trebuie să numite contractele. La o solicitare a noastră, a beneficiarilor, toate localitățile din zonă, către cei de la ANM, cred că ei sunt măsură să dea informația asta, care e perioada potrivită pentru stropire, așa vom proceda ca în funcție de fiecare an, an ploios, an mai puțin ploios, se stabilește perioada din an în care trebuie făcută dezinsecția. Vă trebuie repetat pentru întrebare regulat, nu? Deci da. De două sau în principiu, de două ori pentru eficiență, dar dacă nu se știe cum ține vremea sau nu ține cu noi, posibil și de trei. Să știți că și acum, cu 2 ani sau anul trecut, s-a făcut deratizare terestră și a fost mult mai bună decât cea
Avio. Nu știu ce să zic. Da, și Avio. Anul trecut a fost Avio. A fost, da, și de vreo 2 ani. De 3 ani facem cu avion. Și aici, dacă s-ar urmări belțile, că acolo se adună, sau mai știu eu, stufărișul, nu știu cine, proprietarii de livadă de aici, de la noi, dacă acolo e nenorocire, vă spun, atâta focar de infecție în livada respectivă, că nu-și curăță pomii, chiar nimeni nu, da, chiar nimeni nu poate să se treacă la răspundere, ori și curăță, ori și taie, dar acolo e o rezervă biologică de insecte și de tot felul de dăunători, fantastic de mare. Bine, avionul respectiv nu face exact la fix perimetru, deci clar merge și în... Da, cu siguranță. Deci la compania de apă, aș vrea să mă întreb, am înțeles că luna trecută n-au primit bonurile. Aș dori să întreb luna asta. Dacă s-au primit bonurile, aferent, salariul aferent lunii... Deci știu sigur că nu s-au primit bonurile luna trecută, tichetele de masă, la asta mă refer. Înseamnă că putem stabili și să verificăm dacă se primesc sau nu la începutul lunii iunie pentru salariul aferent lunii mai. Deci, vă rog. Deocamdată nu vă pot spune pentru că știu abia luna iunie. Bun, dacă nu mai sunt, avem una din Florian. Da. Scurt, s-a tot discutat de acea organigramă care trebuie schimbată în primărie pentru a crea acele departamente pentru fonduri europene. Văd și acum că avem deficit de personal. Trebuie să recunoaștem că totuși cu spațiul verde nu stăm foarte bine, adică de la cel puțin pista de biciclete, zonele unde sunt belți sau canale, sigur acolo vor fi țințari și dacă nu cosim înainte de a se face acele survolări cu avionul, eu cred că lucrăm degeaba. Și de-aia era întrebarea când facem până la urmă aceea schimbare de organigramă și... Da, vă spuneam și în ședința trecută că sunt mai multe aspecte de care trebuie ținut cont la modificarea organigramei. Trenează într-adevăr de câteva luni. Se dorește, cel puțin din partea noastră executivului, și crearea unui serviciu, dacă e oportun, în subordinea Consiliului Local, exact pentru administrarea orașului, și acel serviciu pentru fonduri europene și un serviciu care este obligatoriu prin norme juridice pentru asistență socială. Deci, cu încadrarea numărului de posturi pe care îl avem aprobat. Vă spuneam atunci că preconizăm ca pe jumătatea anului să o putem prezenta ca proiect în fața dumneavoastră. Deci asta însemna luna viitoare. Da. Mulțumim. Bine. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă mulțumesc, dar închisă ședința. Mulțumesc, doresc o frumoasă liniștită.